Nu sunt imagini care rulează în timpul evenimentului, așa este. Practic pentru chirurgia. Thank you.
Părinților, nu este ca un bine. Sfântă doamnă prim-ministru, doamnelor și domnilor miniștri, doamnelor și domnilor membri ai Parlamentului României, stimați reprezentanți ai mass media, dragi români de pretutinde, bine ați venit acasă! Forumului Românilor de Pretutindeni și vreau să vă mulțumesc tuturor pentru prezență și pentru interesul pe care îl acordați acestui eveniment. Aș vrea să salut prezența conaționalilor noștri din Ucraina, Republica Moldova, Albania, Cipru, Grecia, Statele Unite, Marea Britanie, Franța, Danemarca, Islanda, Rusia, Israel, Portugalia, Belgia, Liban, Olanda, Germania, Suedia, Austria, Africa, Australia, Turcia, Malaysia și Canada. Spania. O mai bună interacțiune între dumneavoastră, dragi români de pretutindeni și reprezentanții instituțiilor statului român. Ne dorim o analiză a proiectelor cu care noi am încercat să venim în sprijinul dumneavoastră, dar și să vă ascultăm problemele cu care dumneavoastră vă confruntați și împreună să identificăm soluții pentru rezolvarea acestora. Vom avea dezbateri în cursul acestor zile pe teme de interes. Educația în limba română, drepturile și libertățile dumneavoastră în statele de rezidență, campanii de informare, de asemenea exercitarea dreptului la vot pentru alegerile prezidențiale și modificarea legislației în acest sens, măsuri prin intermediul cărora Guvernul României vine în sprijinul românilor care își doresc să se întoarcă acasă și, nu în ultimul rând, cât mai multe proiecte pentru păstrarea identității românești pretutindeni în lume. Și cum toate aceste proiecte se pot realiza doar prin muncă în echipă, aș vrea să salut și să invit la microfon pe domnul ministru Bogdan Matei, partenerul nostru în derularea taberelor ART. Domnule ministru, vă mulțumim încă o dată pentru tot sprijinul și vă rugăm să ne adresați câteva cuvinte. Toată media rusă nu poate muta, sunt ca 90% din punctul de vedere, nu văd nimic. Toată media să se mute în solidaritatea mea de la ta, să fie liber în mijloc. Suntem la București, la Forumul Românilor de Pretutindeni. Eu, Gheorghe Bobieică, vicepreședintele Asociației Neodace Strasburg, împreună cu doamna Svetlana Paladi Bobieică, președinta Asociației, avem onoarea să asistăm în perioada de 5-8 septembrie la acest minunat forum al românilor de pretutindeni. Faptul că astăzi aici alături de noi sunt
reprezentanții mass media, înseamnă că dumneavoastră sunteți o prioritate pentru România. Le mulțumesc pentru prezență și în câteva minute o să facem astfel încât să fie bine pentru România. A apărut un disconfort tehnic, camerele luat de vedere acopereau imaginea, iată, s-au aranjat pe două părți laterale, acum e mai bine. Stimatul domnul prim-ministru, dragi colegi din guvern și parlament, stimați invitați. Felicitări în primul rând pentru organizarea acestui forum și pentru numărul impresionant de participanți. Este o dovadă că temele și subiectele despre care se discută în acest sunt de mare interes și foarte importante pentru comunitățile de români din afara țării. Din punctul de vedere al domeniilor pe care prin ministerul pe care îl conduc, tineretul și sportul, sunt doi vectori foarte importanți prin care imaginea României este promovată peste hotare. Chiar în aceste zile, de exemplu, ne pregătim să trimitem doi tineri inteligenți, foarte bine pregătiți, pentru posturile de delegați de tineret ai României la ONU, la New York, și de asemenea avem tineri reprezentanți la Uniunea Europeană. Pe partea de sport, știm deja cu toții bine cunoscuta expresie că sportul este cel mai bun ambasador al României. Fie că ne gândim la foști campioni sau la actuali performeri, nume precum Nadia Comăneci sau Iliena Stas, Giga Hagi sau Simona Halep, reprezintă pe orice meridian al lumii din punct de referință pentru România și un plus de identitate și de mândrie națională pentru românii noștri de peste hotare. Un la fel, toți ceilalți sportivi români care obțin succese la marile competiții din toată lumea, de la Jocurile Olimpice, la campionate mondiale sau europene, duc tricolorul românesc pe cele mai importante podiumuri, adună în tribunele din toate colțurile lumii grupuri de suporteri români și le aduc acestora mari bucurii și motive de mândrie. Nu în ultimul rând, România contribuie mult la imaginea și impactul pozitiv asupra comunităților noastre de peste hotare și prin marile competiții pe care le găzduim la noi în țară. De la campionate europene sau mondiale de lupte, judo sau tenis de masă, la tradiționalul tur al României la ciclism și până la competiții Panion Euro 2020, pe care o vom găzdui la anul la București. Acest campionat european de fotbal, probabil cea mai importantă competiție de avergură pe care România a găzduit-o vreodată, va aduce cu siguranță la București mii și mii de români dintre cei stabiliți peste hotare. Le va da ocazia să se reîntoarcă acasă și să vadă cu ochii lor că acasă este din ce în ce mai bine și că țara noastră este într-un continuu și real progres. Vreau în încheiere să vă felicit încă o dată pentru atenția pe care o acordați românilor din orice colț al lumii și vă doresc să aveți discuții cât mai fructoase. Program de echipă în beneficiul românilor de pretutindeni. Salut încă o dată prezența doamnelor și domnilor membri ai Parlamentului României și aș vrea să îl invit să ne adreseze câteva cuvinte pe domnul Codreanu Constantin, președintele Comisiei Românilor de Pretutindeni în Camera Deputaților. Bună ziua, dragi prieteni, doamna ministru, stimați membri ai Guvernului, dragi colegi parlamentari. Vreau să vă fac o mică corecțiune, mărturisire, pentru că suntem doar noi aici, într-un cerc închis, nu ne vedem, nu ne aude nimeni. Voi lăuda astăzi Guvernul în detrimentul Parlamentului. Nu știu fie, dar astăzi voi face, pentru că cei ce nu am reușit noi în Parlament, cele două camere, Camera Deputaților și Senatul, să organizăm un congres al românilor de pe tine neașteptat. Uitați-vă că avem astăzi aici acest forum minunat, cu atât de mulți oameni. Nu voi lua lista țărilor pentru a nu scăpa vreo țară anume. Vreau doar să vă salut pe toți cei care faceți parte din acest domeniu generos al românilor de pretutindeni, așa cum mie îmi place să fac segmentarea necesară, și anume comunități istorice, Republica Moldova și diaspora. Mă bucur să ne revedem cu unii dintre dumneavoastră.
Este important că astăzi să vorbiți mai mult dumneavoastră și noi să vă ascultăm și aveți în mine, în Parlament, în Comisia pentru Comunitățile de Români din afara granițelor frontierei, un partener gata să ia în considerare tot ceea ce se va întâmpla astăzi aici și în zilele următoare. Întâmplător sau nu, la Palatul Parlamentului, astfel că aceste săptămâni va avea loc un alt eveniment important, conferința Consiliului Mondial Român, iarăși este un lucru în care am crezut întotdeauna, cred și voi crede în continuare, că politicul nu poate exista fără vocea cetățeanului, fără vocea societății civile. Vă felicit pentru participarea la acest eveniment și felicit în primul rând Ministerul care face atât de multe lucruri bune pentru dumneavoastră. Vedeți și această gală luminată la care iarăși am participat împreună. Mult succes tuturor! Vă mulțumesc! Legislative care vin în sprijinul dumneavoastră, dragi conaționali de pe tuvindeni, le-am reușit împreună prin sprijinul Parlamentului României și să știți că indiferent de culoarea politică, toți colegii au răspuns prompt atunci când a fost vorba de dumneavoastră. Și pentru că vorbim de echipă, aș vrea să mulțumesc mass media pentru tot sprijinul pe care mi l-a acordat și mi-l acordă în diseminarea proiectelor, programelor care vin în sprijinul dumneavoastră. Aș vrea să salut aici și prezența domnilor director președinți, doamna Gradea și domnul Severin de la Televiziunea Română și Radio România Actualități. Și pentru că vorbim de proiecte care necesită susținere pentru informarea dumneavoastră, aș vrea să salut prezența președintelui Autorității Electorale Permanente, domnul Niduleț. Vă rog să ne adresați câteva cuvinte. Bună dimineața tuturor, bună dimineața domnul prim-ministru, domnilor miniștri, domnilor parlamentari, frați români de pretutindeni. Nu aveam un discurs, nu am un discurs pregătit. Vreau să vă spun că noi, ca Autoritate Electorală Permanentă, suntem alături de Ministerul Românilor de Pretutindeni deja de o lună jumătate în țară pentru a promova ce înseamnă vot în străinătate și alături de Ministerul Afacerilor Externe, alături de șefii misiunilor diplomatice. Așa cum ați văzut, am încercat să simplificăm alături de guvern și de parlament procedura de vot în străinătate. Suntem siguri că dacă nu vor fi atât de multe înregistrări la finalul acestei proceduri, deși ne doream, vor fi cât mai mulți români care vor vota pe data de 8-9-10, 22-23-24. Așa că, pe lângă faptul că veniți în țară, vă așteptăm la vot și în străinătate și cu sprijinul guvernului sunt convins că vom reuși să deschidem cât mai multe secții de votare astfel încât să votați cât mai mult dintre dumneavoastră. Vă mulțumesc, doamna prim-ministru, vă mulțumesc tuturor! Mulțumim și noi, va fi o dezbatere și dumneavoastră veți putea interacționa cu reprezentanții Autorității Electorale Permanente în cursul zilei de astăzi și de mâine. Vreau să mulțumesc tuturor reprezentanților cultelor pentru prezență și pentru susținere, mediului asociativ, ONG-urilor și în continuare aș vrea să mulțumesc celor mai tineri care, deși sunt departe de casă, sunt foarte implicați. E vorba de Liga Studenților Români din Străinătate. Domnule președinte Robert Streite, vă rugăm să ne adresați câteva cuvinte. Mulțumim pentru prezență. Doamna prim-ministru, stimați miniștri, doamna prim-ministru Inodero, doamnelor și domnilor. Mă bucur să mă aflu astăzi aici. Mă aflu ca student, dar m-am spus și ca reprezentant al studenților din străinătate. Vă voi spune pe scurt ce facem, cine suntem și un gând pentru acest eveniment. Liga Studenților Români din Străinătate este o organizație neguvernamentală și apolitică. Noi suntem o organizație de studenți și pentru studenți. Reprezentăm comunitatea studenților români din străinătate și încercăm să îi aducem acasă prin activități, prin proiecte. Câteva proiecte de ale noastre sunt Summer Camp, sunt gala studenților români de pe care o facem fiecare an și premiem studenți români de pe toate continentele. Doresc să mulțumesc în mod special și doamnei ministru pentru sprijinul pe care ne-a acordat, pentru că în curând vom beneficia
de transport, a trebuit studenți români din străinătate și aici și a trebuit să mulțumesc și domnului Teodorovici. Un gând pentru acest eveniment, mă bucur că sunt astăzi aici, pentru că m-am înconjurat de oameni din diaspora, oameni care au trecut prin încercări, prin provocări, oameni care înțeleg ce înseamnă să stai departe de casă, oameni care înțeleg ce înseamnă să trăiești departe de cei apropiați, departe de familie, și văd acest eveniment ca pe un semn de unitate. Și acesta este și apelul meu pentru toți românii din diaspora, un apel de unitate. Pentru atunci când o să vedeți un student sau niște studenți, să-i întrebați dacă sunt ei, dacă au nevoie de ceva, ei o să vedeți că sunt foarte simpli și o să zic că fie din competență, fie din rușine că sunt ok, dar îi ajută foarte mult. Mulțumesc, doamne, pentru invitație și îmi doresc ca acest eveniment.